Nu știu dacă ați observat, în această dimineață au fost foarte multe cântări despre venirea Domnului, despre cer, despre a-și pregăti să zbori, despre dor de după Domnul. Probabil știți că în Sfânta Scriptură avem de 8 ori mai multe prorocii cu privire la a doua venire a Domnului decât la prima lui venire la Betleem. Cu alte cuvinte, de 8 ori trebuie să fim mai siguri că Domnul va veni a doua oară decât că a venit deja la Betleem. Și Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să ne pregătim. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 12. Apocalipsa 2, cu 12, Sfânta Scriptură spune așa. Îngerului bisericii din Pergam scrie-i. Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești. Acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi. Acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copilului lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar. Altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și vrem să fim mai mult decât biruitori. În această dimineață ne-am adunat toți pentru că vrem să auzim ce vrea Duhul să vorbească. Doamne, nu lăsa carnea și sângele să vorbească, ci Duhul Tău cel Sfânt să vorbească. Mulțumesc că iubești biserica aceasta. Mulțumesc că iubești pe cei căzuți, Doamne, și mă rog să-i ridici astăzi. Mă rog pe noi, pocăiții, să ne ajut să ne pocăim. Mă rog pentru cei care se nepocăiești și au intrat aici, mă rog să le dai harul pocăinței, Doamne, să cunoască puterea Ta și iubirea Ta, Doamne, care întrece orice pricepere. A Ta să-ți fie gloria și slava în veci. Amin. Vă rog să luați lucrurile. Slăvit să fie Domnul. În țară obișnuiesc să mă duc la multe mormântări. Chiar anul acesta am fost la două mormântări ciudate. Un băiat de 21 de ani a murit într-un mod stupid. În pădure i-a picat un lemn în cap. Știți, gheara aia, mașina e cu gheara aia care ridică lemne. O scăpat lemn de acolo și trecea băiatul ăsta. Lăsat în urmă un copil de 8 luni de zile. 1500 în lunga sprie la mormântare. Poate cel mai tragic este că nu s-a întors la Domnul în familie cu 7 copii. La o lună distanță am fost chemat la mormântare, un băiat de 16 ani. La mormântare eram lângă taică-so și zic, cum a murit fiul dumneavoastră? Se pregătea de școală, era septembrie, 31 august, 1 septembrie. Păi deci a căzut jos, i-a fost rău, i-a blestemat de mamă și tată și de Dumnezeu și a chemat salvarea odată și iar i-a blestemat de Dumnezeu. Am chemat salvarea, a venit salvarea, l-a luat, a ajuns la spital la Oradea, și-a murit. Când am auzit lucrul acesta, spunând de la păstorul care m-a invitat, spuneam în timp ce mergeam înspre casă, detaliul ăsta, că înainte să moară și-a blestemat tata și mama, amândoi am luat preț de câteva minute și în timp ce conducea și el la volan, eu în dreapta, am plâns amândoi. Pentru că am știut că băiatul ăsta nu a fost pregătit să se întâlnească cu Domnul. Mă duc la multe mormântări și când mă duc la mormântări, de obicei îl întreb pe păstor cum a fost cel care a murit. Care a fost relația lui cu biserica?
care a fost relația lui cu familia, cum a fost cunoscut în vecinătate, în sat, pe ulița satului, ce mărturie a avut. Și mi se întâmplă câteodată să aud ceva de genul: frate, de ce? A fost cum a fost, de ce? Noi predicăm pe Iisus. Și atunci îmi dau seama că mărturia acelui om n-a fost grozavă și n-are rost să-l aud mortul sau să vorbesc nu știu ce, că n-are rost, că toată lumea știe. Chiar dacă are un coșciuc de la de 5.000 de euro, alb de la de mahon, 2.000 de euro numai flori naturale să aibă, dacă Dumnezeu n-a putut să spună și nu poate să spună la sfârșitul vieții mele sau a tale ceea ce a spus despre Antipa, acest erou cam necunoscut în bisericile noastre. Antipa, spune Biblia, care a fost ucis la voi. Versetul 13 zice: Antipa, martorul meu credincios. Auzi? Am zis: Doamne Dumnezeule, la sfârșitul vieții mele, nu știu când o să trec în viața asta, egal când o să fie, dar Doamne, aș vrea ca la sfârșitul vieții mele să poți să spui și despre mine ceea ce ai spus despre Antipa. Gabi Floruț a fost martorul meu. Ăsta e proprietatea mea, mă, ăsta e al meu, martorul meu credincios. Și dacă Dumnezeu la sfârșitul vieții tale și a mele va putea să spună despre mine ce a spus despre Antipa, și-o meritată-s banii, atunci nu are importanță că ai avut case multe sau n-ai avut, că ai avut bani mulți sau nu, că ai avut 50 de nepoți sau ai avut 3 nepoți, n-are importanță. Dar dacă Dumnezeu nu poate să spună la sfârșitul vieții tale: Antipa, martorul meu credincios, nu prea o merita să trăiești în viața asta. Și îmi dau seama că mărturia lui Dumnezeu despre noi este cea mai importantă. Și vreau să trăiesc în așa fel încât Dumnezeu Tatăl să poată să spună despre mine, după 34 de ani de zile de umblare, după 50 de ani de zile de umblare, s-a meritat că i-am dat viață. Să nu spună despre mine ca despre o întreagă generație de pe vremea lui Noe: îmi pare rău că i-am creat. Și s-a mâhnit sufletul lui. Să spună Dumnezeu: nu, ăsta e fiul meu prea iubit în care mi-am găsit plăcerea. Ăsta e martorul meu credincios. Ăsta n-a lepădat numele meu. De ce e importantă această mărturie? Dacă vă uitați în cartea Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 5, spune Biblia: și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios. Adică Antipa a avut aceeași mărturie pe care a avut-o cine? Însuși Iisus Hristos. Și să știți că Dumnezeu vrea ca viețile noastre să fie confundate cu viața lui Iisus Hristos. Așa spune Biblia în 1 Ioan 2:6: cine zice că rămâne în el, trebuie ce să facă? Să trăiască și el cum? Cum a trăit Iisus? Dacă te-a dus Dumnezeu în Spania, Dumnezeu spune: trăiești în așa fel încât să fii confundat cu mărturia lui Hristos. Să trăiești cum a trăit Iisus Hristos. După 20 de ani de pocăință să fii de 20 de ori mai puternic, auzi? Să nu spui ca alții că pe vremea mea a fost așa și să fii stors ca o lămâie. Ave Tozer spunea: din păcate, mulți creștini sunt ca și cărăbușii. Când se nasc, se nasc așa, rotofei, grăsunei, frumoși. Dar pe timp ce merg în viață, spun cercetătorii, că acești cărăbuși se pipernicesc mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și spunea acest om al lui Dumnezeu, profet al Americii, spunea: așa sunt mulți creștini, din păcate. La început, aleluia, osanale, stăruință, sfințenie, pocăință în familie, în casă, altare în familie, nu prostii, nu șmecherii, nu... Ei, dar după 50 ani de capitalism, după câțiva ani de zile, în loc ca să rămânem sfinți, în loc să mergem din putere în putere, din slavă în slavă, după 50 de ani de pocăință să fim mai puternici, mai sfinți, nepoții noștri să fim model pentru ei, să spună: vreau să fiu ca bunul. Să nu ne mai rugăm ca și evrei, tot Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, să se roage evrei așa, pruncii mei să spună: Dumnezeul tata Gabi Floruț. Să fim noi mărturii pentru copiii noștri, cum a fost Avram, Isaac și Iacov pentru generația lui. Dar din păcate, parcă suntem ca și cărăbuși, așa-i? A fost o rată ca niciodată și astăzi cum mergem? Fie oarecum, frate, Dumnezeu nu vrea să fim așa. Dumnezeu vrea să fim sfinți. Spunea Reinhard Bonnke, un om al lui Dumnezeu, că mulți creștini sunt ca și submarinul. Submarinul, acea navă subacvatică care stă pe fundul oceanelor. Și din când în când se mai ridică la suprafață, așa sunt mulți creștini. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, stau pe fundul oceanelor. Se uită la ce se uită lumea, vorbesc ca lumea, mint ca lumea, fură ca lumea. Fac ce face lumea. Sâmbătă seara, duminica în biserică, slavă Domnului. Și duminică seara, După care sâmbătă, duminică seara ce face? Iar o coboară, și înapoi trăiește ca lumea. Și duminica înapoi în biserică, slavă Domnului. Să știți că Dumnezeu
urăște un astfel de comportament. Dumnezeu nu vrea să fim sfinți numai duminica. Dumnezeu vrea să fim sfinți și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică. Fiți sfinți, spre Biblia, căci eu sunt sfânt în toată purtarea voastră. Lăudați să fie Domnul. Antipa, spune Biblia, a avut așa o viață încât Dumnezeu i-a spus la sfârșit: mă, tu, când te uiți în oglindă, îl văd pe fiul meu. Ai așa o mărturie că semeni pe fiul meu. Doamne, ajută-ne să avem astfel de vieți. La sfârșitul vieții noastre, Doamne, să poți să spui ce ai spus despre Antipa. E proprietatea mea, ăsta e martorul meu, credincios. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar mărturia lui este cu atât mai grozavă cu cât știm că Antipa l-a bătut pe Satana la el acasă. Le-a dat o mamă de bătaie chiar la el acasă. Ascultați versetul 13, zice Biblia așa. Știi unde locuiești? Acolo în Pergam, știu. Acolo în Pergam este scaunul de domnia Satanei, acolo unde locuiești tu. Și acolo Antipa l-a bătut pe dracul la el acasă. Unde? La el acasă, în Pergam. Ăsta a rămas tare, zice Biblia. Și biserica asta l-a bătut pe diavol unde? La el acasă. Zice, tu ții numele meu, tu n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, probabil păstorul bisericii, martorul meu credincios, a fost ucis la voi. Tu ai fost încăpățânat și n-ai cedat la presiuni și ai rămas lângă Dumnezeu. Care sunt armele cu care biruim pe diavolul? Apocalipsa 12:11 spune așa. Și l-au biruit pe cel rău prin sângele mielului. Auzi? Prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-a iubit viața chiar până la moarte. Putem să-l biruim pe diavolul aici? Spune Biblia că toată lumea zace în cel rău, așa-i? Ce ziceți? Diavolul este și în Spania, da sau nu? Îi și în România, îi? Putem să-l biruim pe diavolul aici acasă, da sau nu? Cum îl putem birui? Prin sângele mielului. Credem că cel care este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Credem că Iisus Hristos a biruit boldul morții și Dumnezeu va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele noastre. Dumnezeu va face șahmat sub picioarele noastre și ne face părtași biruinței Lui. Lăudat să fie Domnul! Însă dacă înțelegi mai bine contextul la ce se referă, îți dai seama că acest Antip a fost un om extraordinar. Și biserica asta a fost o biserică extraordinară. De ce zice Biblia că știi unde locuiești, acolo unde locuiește Satana? Pentru că acolo în Pergam, Pergam înseamnă căsătorit sau logodit, asta înseamnă. Acolo în Pergam, pentru prima dată în istoria lumii, în Asia Mică, în acest mare oraș, cel mai mare oraș din Asia Mică, s-a construit pentru prima dată templul dedicat lui Cezar. Și pe lângă zeitățile care le aveau ei, l-au făcut și pe Cezar, împăratul Romei, l-au făcut zeu. Și oamenii trebuiau să meargă la templul acela maestos și erau obligați să meargă să spună Cezar este Domnul. Să aducă ofrande, să aducă închinare și să spună Cezar este Domnul, Cezar este Domnul. Pe lângă asta mai era încă un templu, templul lui Asclepios. Acel templu în care erau doi șerpi, dacă ați văzut pe ambulanță, doi șerpi pe prăjină, care sunt pe prăjină. Toată viața mea, multă vreme am crezut că se referă la Ioan 3:16, 15. Că după cum Moise a înălțat șarpele, am crezut, mă, da, s-au uitat la șarpe și au fost tămăduiți. Da, de unde? Ăsta e zeu păgân, zeu Asclepios, zeu vindecării. Și iată că acolo două mari temple în care oamenii mergeau la templu și se închinau ca să aibă vindecare, să aibă fertilitate. Dar în mod special era templul lui Cezar, în care oamenii trebuiau să meargă să se închine și să spună Cezar este Domnul. Dar acolo în Pergam Dumnezeu a avut o biserică încăpățânată. A avut niște oameni care l-au iubit pe Iisus Hristos din toată inima lor. Oameni care au refuzat să spună Cezar este Domnul și au spus Iisus este Domnul. Și pentru că Iisus este Domnul, noi nu mergem acolo. Și pentru asta Antipa a plătit, a gustat sabia lui Cezar, dar n-a vrut să guste sabia lui Hristos, că Biblia vine și spune așa. Ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri? Adică Antipa a spus, decât să guși judecata lui Hristos, cel care are gura ca o sabie cu două tăișuri, mai bine gust sabia lui Cezar, dar eu n-am să mă plec, n-am să mă ploconesc, n-am să spun Cezar este Domnul, ci numai Iisus este Domnul. Frați și surori, mărturisim noi cu toată inima că Iisus este Domnul nostru astăzi? Eu aș vrea să am o mărturie ca și a lui Antipa. Aș vrea ca bisericile noastre să fie ca și biserica din Pergam, cu care Dumnezeu să se laude să spună, știu unde locuiești, știu prin ce persecuții treci, știu că nu spui Cezar este Domnul și de asta, de acolo, acolo locuiește Satana în templul ăla și s-au dat decrete ca să fii prigonită, știu prin ce treci,
și mai știu că tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea. Știu, nici când Antipa a fost ucis, nu te-ai muiat și n-ai spus o să mă omoare și pe mine. Ai rămas tot tare. Vreau să am mărturia lui Antipa și vreau ca Dumnezeu să ne dea fiecare dintre noi aceeași mărturie și anume martorul meu credincios. Dar pentru aceasta, în primul rând, rezistă la presiunile exterioare. Să știi că atunci când îl vrei pe Dumnezeu și vrei să semeni pe Iisus Hristos, nu trebuie să cauți să fii prigonit, ci trebuie numai să cauți să fie evlavios. Și spune Biblia, cei ce vor să trăiască în evlavie vor fi... Deci nu trebuie să cauți tu, stai liniștit, persecuția vine. Iată această biserică, într-un domeniu unde dracuș avea scaunul de domnie, acolo în templul ăla. De acolo își dădea diavolul decrete, zice. Hai să prigonim, zice, pocăiți. Hai să prigonim creștinătatea. Ăștia numai cu Iisus. Ăsta nu-l vrea pe Cezar. Ăsta nu-l vrea și pe Cezar. Ăștia numai cu Iisus. Hai să-i prigonim. Dar zice Biblia că biserica asta a rămas tare. Este diavolul, cum am spus, și pe pământ astăzi? Locuiește diavolul? Și aici? Locuiește în Spania? Hai să vă spun mai exact unde locuiește diavolul. În Norvegia. Diavolul își are un scaun extraordinar în Norvegia. Și prin legi faraonice și păcătoase a făcut ca zeci sute de copii să fie luați în mod nedrept de la părinții lor. Și Dumnezeu a zis, ok, uite, îți dau și familia Bodnariu. Ți dau pe mână. Atinge-te. Cu legile tale păcătoase. Uite, ți dau. Și o să vezi că familia asta, Bodnariu, ăștia doi, ăștia nu o să-și piardă mințile. Ăștia nu o să divorțeze. O să-i vezi că orice legi dai și te atingi tu de lumina ochilor lui Dumnezeu, te atingi de cei care au fost duși la binecuvântare, peste care s-a chemat numele Domnului, Domnul să-i binecuvânteze, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine. Domnul, ți dau pe mână, îți dau familia asta pe mână. Aplică-ți legile tale, persecuția ta. Dar o să vezi că familia asta rămâne împreună. Și mulțumim lui Dumnezeu că Hristos a biruit. Și mulțumim lui Dumnezeu că este mai mult decât biruitor. Lăuda să fie Dumnezeu. La Bruxelles, de unde vin toate legile păcătoase cu homosexualitatea, acolo locuiește satana. Oriunde se dă lege împotriva principiilor Sfintelor Scripturi și biserica prin legea acestea sunt apăsate și suntem făcuți fanatici religioși. Și suntem făcuți într-un fel sau altul. Și biserica este în apăsare. Acolo locuiește satana. Unde mai locuiește satana? Cel mai rușinos an pentru America a fost anul 2015, în care de la Washington DC s-a dat această lege pentru 300 de milioane de americani, populația Americii, legea homosexualității. Cel mai rușinos an. Acolo locuiește satana. Toți creștinii trebuie să trăiască cu frica. N-am voie să nu angajez un homosexual, că dacă mă dă în tribunal că discrim, eu toate drepturile să le aibă, toate să le aibă. Creștinii n-au voie ca nu cumva să fie acuzați. Acolo locuiește satana. În anul acesta, la început, a fost deschis în Atlanta pentru prima dată în istoria lumii o școală specială pentru copiii homosexualilor. Locuiește satana pe pământ. Locuiește? Locuiește. Este biserica Domnului prin toate legile acestea apăsată? Este sau nu? Este. Dar Dumnezeu vrea să găsească o biserică încăpățânată, care să spune, eu țin numele Domnului, eu păstrez legea lui Dumnezeu. Mă arunci în pușcărie? Mă arunci? Și vreau să vă spun, frați și surori, că generația asta de păstori care va urma vor gusta lanțurile dacă vor vrea să rămână lângă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că legile sunt așa sunt făcute, încât dacă mai rostești și nu ești political correct, poți să intri în închisoare. Și mă rog ca Dumnezeu să ridică o generație de Antipa. Oameni care se spună, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, mor, dar mor cu demnitate. Și mor pentru Domnul. Doamne Dumnezeule, ridică-ți bărbați și femei la locul de muncă, în familie, în bisericile noastre, să nu încercăm să o dăm la întoarsa, ci să spunem, așa vorbește Domnul. Vrei să-mi iei viața? N-ai decât, eu de mult am murit față de lumea asta. Și eu sunt al lui Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Unde mai locuiește satana? La Vatican. Acolo locuiește satana. La începutul anului acestuia, în 2016, Marele Papă, Francis, video oficial, direct de la ei de acasă, a spus așa, creștinii, musulmanii, confucianiștii, budiștii, toți aparținem lui Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu e sus pe munte, noi suntem la baza muntelui, n-are importanță pe ce cale poți să ajungi acolo. Noi suntem prin Hristos, ei sunt prin Mahomet, alții prin Buddha, alții prin Confucius.
Contează să ne contopim, să ajungem sus, să fim cu Tata, cu Dumnezeu care ne-a creat pe toți. N-are importanță calea. Contează că toți stăm sub aceeași umbrelă. Cuvântul care ne leagă, spunea el, este cuvântul amore. Și dacă e cuvântul amore, cuvântul dragoste, toți stăm sub aceeași umbrelă. Ce decept este omul acesta. Pentru lumea creștină, reprezentanta lui Hristos pe pământ, care însuși Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl pe munte decât prin mine. Pentru că nimeni n-a murit pentru lumea asta, nici Mahomet, nici Buddha, nici Confucius, ci numai Iisus Hristos. Și numai El poate fi mântuitorul lumii și mijlocitor între noi și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Slăvit să fie Dumnezeu. Dar iată, tot sistemul ăsta ecumenist, în care Dumnezeu este și El un element într-o ecuație. Uitați cum apasă lumea creștină și spune, azi voi creștini sunteți aroganți, numai voi aveți dreptate. Da! Și o spune cu smerenie, numai noi avem dreptate. Pentru că nu este niciun alt mântuitor și mijlocitor. Și nu s-a dat un nume în care să omul să fie mântuit, decât în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Și frați și surori, va trebui să ținem numele Domnului. Să nu fii laș la locul tău de muncă. Să nu fii laș. Să spui, sunt gata. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Să nu se poată despre tine, ăla cântă mințind. Și să spună, ăla trăiește ceea ce cântă. Fratele spunea foarte interesant și bine că pașii noștri vorbesc mai tare decât glasul nostru, așa-i faptele noastre. La un moment dat Ieremia zice, privește-ți urma pașilor în vale, așa-i? Și vezi ce ai făcut. Ce zici că nu m-am spurcat? Dromadere iute la mers, așa-i? Ce zici? Ce tot zici că tu nu, că ai glas mare și ai gură mare? Deci uite-te la faptele tale! Domnul se uită la biserica asta și zice, îmi plac faptele tale. Îmi place, zici, că ții numele meu. Îmi place că n-ai lepădat numele meu. Și mă rog ca Dumnezeu să ridice astfel de oameni, cât mai mulți oameni, care să se țină de numele Domnului. Indiferent de persecuția din exterior, presiunea socială, legi, decrete de la Satana, să fim o biserică biruitoare. Pentru că zice Biblia, porțile locuinței morților, nu vor birui. Noi credem asta? Diavole, n-ai decât să-ți ridici anticriștii tăi peste toată lumea asta. N-ai decât să ridici ce oameni vrei și ce sisteme și filozofii. Diavole, vreau să spun astăzi că de 2000 de ani ai încercat prin filozofii și ideologii să distrugi biserica asta. Dar n-ai putut nici prin comunism, nici prin marxism, nici prin postmodernism astăzi. N-ai putut și nu o să reușești. Pentru că cel care este la cârma bisericii a înviat și este viu, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea n-ai cum, porțile locuinței morților, ți-a promis Dumnezeu odată. N-o vor birui, n-o vor birui. Dacă ai putea o birui, înseamnă că ar falimenta Dumnezeu. Dar Dumnezeu n-a pierdut nicio bătălie. El întotdeauna este biruitorul. Slăvit și onorat să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Simți că asupra ta sau asupra familiei tale, asupra finanțelor tale, simți că s-a deslănțuit cel rău? Simți forțe demonice asupra ta ca și biserică, ca și familie, ca și individ? Știți ce zice Biblia? Nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, că eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc tot, eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Nici de cum n-am să te las. Și limba greacă, în Evrei 13, zice, nici de cum, nici de cum, nici de cum, de trei ori, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. Auzi? Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată, niciodată, Antipa. Dumnezeu nu lipsește nevoi. Indiferent că la nivel personal, ca familie, nimeni nu te înțelege, nici n-ai curaj să mărturisești că poate nu te-ar înțelege, alții poate ar râde de tine, dar Domnul știe ce e acolo. Chiar de s-ar zgudui munții în inima mărilor, spune Biblia. Este un râu, simbolul Duhului Sfânt, așa-i? Ale cărui ape înveselește cetatea lui Dumnezeu. Domnul este în mijlocul ei. Domnul să fie lăudat. Domnul este cu noi. Slăvit să fie Dumnezeu. De aceea, Biserică Betania, primul sfat pe care Dumnezeu vi-l dă, dacă vreți să aveți și vrem să avem o mărturie fantastică, ca și Biserica din Pergam, tu ții numele meu. Ești martorul meu credincios aici în Saragoza. 1. Orice ar veni, rezistă la presiunile din exterior. De la Cezar în lumea acesteia. Amin? 2. Rezistă la presiunile
din interior. După ce Dumnezeu își laudă biserica, zice versetul 14, zice așa, dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam. Adică ai grijă, zice, Satana n-a putut din exterior să te desfințeze. Dar fii atent că diavolul și-a schimbat tactica. Vrea să-și spune scaune de domnie unde? La amvon. Auzi? Vrea să intre în biserică. La amvon să-și pune scaune de domnie. Și prin învățături stricate, prin oameni, ai acolo, unde? În biserică, niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potinire înaintea copilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfii de idol, să te dea la curvie. Tot așa, și tu ai acolo câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. O urăsc. Auzi? Ai grijă că diavolul a văzut. N-are rost, mă, ăștia-s fanatici, mă, ăștia-s nebuni pentru Domnul. Ăștia mor toți, mă, cu păstor odată, mă. Dar și fii atent, că diavolul a intrat în biserică. Până cine? Până nicolaiți. Cine erau nicolaiții? Păi nicolaiții, zice, cei care au învățătura lui Balaam. Cine este Balaam, ca să înțeleg cine sunt nicolaiții? Ca să știu să-i taxez și să mă pocăiesc și să-i taxez. Cine sunt nicolaiții? Păi sunt cei care au învățătura lui Balaam. Cine este Balaam? Ca să înțeleg cine e nicolaitul. Balaam este acel profet care primea revelații la milimetru din partea lui. Un om care era profet al lui Dumnezeu 100%. Și spune Biblia că Balac, împăratul Moabului, l-a chemat pe Balaam și a zis, auzi, uite-te la poporul ăsta ca lăcustele, mor de frică. Zice, vino și bleastă-mă în poporul. Îți dau aici, uite-te, suma de euro. Ți-o dau. Zice, poți să-mi dai, zice Balaam, cât vrei, zice. Eu nu pot să spun decât ce spune Dumnezeu. Și Balaam, zice Biblia, vine și în loc să blesteme poporul, ce face? Îl binecuvântă. Zice, mă, te-am chemat, zice, hai zic că și după coama muntelui ăsta să vezi de aici, zice, adu-și jertfă, nu, bun. Ia, uite-ți măresc suma. Da, zice, eu numai ce zice Domnul, ia. Hai dincolo. Bă, dar fii atent că îți măresc suma mai mult. El nu, el tot binecuvântă. Acum vreau să vă spun, el a binecuvântat, nu că a vrut el. Oh, el a vrut să-l blesteme când a văzut banii. Și știm lucrul ăsta pentru că Biblia spune că Dumnezeu a schimbat blestemul în binecuvântare. Și când Iosua a intrat în Canaan, știi ce a spus? N-a zis omorâți-l pe prorocul Balaam, ci a zis omorâți-l pe cine? Pe ghicitorul Balaam. Dar de ce pe ghicitor? Pentru că omul ăsta și-a prostituat darul spiritual de dragul banilor. Dar a primit banii? Sigur că a primit. Sigur că a primit, că așa zice Biblia. Balaam zice așa, care a învățat pe Balac să pună o piatră înainte ca să dea la lucrurile jertfite idolilor. Și acum Iuda, la versetul 11, zice Biblia, vai de ei căci au urmat pe calea lui Cain. S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. De ce omul ăsta proroc s-a rătăcit? Dar de ce s-a rătăcit? Zice Biblia. De ce s-a rătăcit? Din dorința de câștig. A, deci o primit până la urmă banii. A, și-o prostituat darul. A, deci n-a mai fost proroc. Banii l-a orbit și i s-a convertit darul în ghicitorie. Și ce omorâți-l pe ghicitorul Balaam. Dar când o primi banii? Că numărul 22 nu ni se spune. Zice că nu m-au binecuvântat. Și tot zice, mă, dar cum? Cum, domne, Balaam? Că ce-a făcut el greșit? Oh, vedeți cum Dumnezeu ne descoperă un adevăr într-un mod progresiv, nu tot deodată? Ce-a făcut Balaam? O zis, Doamne, iartă-ne, o zis Balaam. Zvon pe viață dacă primesc suma asta. Înțelegi, am ușit Domnul. Eu nu prorocesc. Eu numai îl învăț pe Balaam cum să. Și zice Balaam, măi Balaam, hai încoace. Eu nu pot să zic ce nu zice Dumnezeu, zice, da. Eu te învăț cum să faci să Dumnezeu însuși să-ți blesteme poporul, numai să nu mai intermediez eu. Cum? Dar îmi dai banii? Mhm. Da, suma aia? Mhm. Zice, Dumnezeu evreilor e un Dumnezeu sfânt, de trei ori sfânt. Și ăsta Dumnezeu evreilor, când vede păcate sexuale în mod special, așa se supără și așa se enervează, că natura lui, el nu poate să privească păcatul, mai ales păcatul ăsta. Și dacă vrei ca Dumnezeu ca să-și blesteme propriul lui popor, să se judece cu poporul său, uite-ți vând pontul, ai fete frumoase acasă, în țară. Am, zice, 90, 60, 90, da, zice. Bun, zice, trimite-le așa sumar dezbrăcate, în tabără, la ăia din vale. Așa să se împretenească așa cu băieții de acolo. Ce faci? Hai, bye. Dar băieți musculoși, ai? Ai? Am, zice. Așa bine făcut, da.
Dar trimite așa fain, așa cu originale, așa fain. Să meargă acolo la fete, să împretenească. Și așa tot împretenându-se, așa vorbind frumos și cu miere, se atragă așa un pic la jertfele tale. Așa să se distreze un pic. Că ăștia tăp în pustie, să aibă un happy hour. Să aibă așa un moment de distracție. Și acolo la jertfele tale, tu știi ce se întâmplă după ce te atrage. Acolo se mai întâmplă și atingeri și orgii sexuale în fața Dumnezeilor tăi. Ei, și când Dumnezeu va vedea că sămânța asta sfântă se amestecă cu aia nesfântă și fac lucruri neîngăduite, însuși Dumnezeu va veni și îl va blestema. Dă banii. Wow, zice Balam, Balac. Wow, ce tare! Mersi! Și dă banii și pleacă, dar fără Duhul Sfânt. Și zice Biblia, fii atent că tu ai acolo niște învățători. Ăștia au învățătura lui Balam, dar nu se numesc balamiți, sunt tot una, se numesc nicolaiți. Că acolo ai în biserică unul Nicolae și Nicolae înseamnă cel care conduce. Și are ucenicii lui care spune așa, bine, acum hai să nu fim chiar așa fanatici. Acum poți să mergi, domne, la Cezar și spui, bine, Cezar este Domnul, cum Domnul înțelege că în inima ta contează? Să nu fim chiar așa fanatici. Și biserica a spus, mă, dar cum, mă, dar un om murit, mă, un om murit că a spus Iisus este Domnul. Și nu zici Cezar este Domnul. Ala, voi știți cine? Asta e un sfântoc a bisericii. Hai nu să fim chiar așa fanatici. Ce poți să leși pe Hristos și pe Cezar la oaltă, să-i încuscrești? Nu e așa mare păcat, Doamne, să nu fim chiar așa înguști. E ok și una și cealaltă. Suntem în secolul 21 să fim open-minded, cu minți deschise. Deci Biblia e acolo, zice, niște învățători, zice. Nicolaiți, care au o învățătură pe care eu o urăsc. Au învățătura lui Balam care spune, e ok, am și un pic de prietenii cu lumea. Eu cheamu să fii, bine, nu fii chiar așa bătut în cap. Lasă-o și pe maică ta, baba aia, care spune, n-ai voie să ai prieteni de lume, n-ai voie să ai un moabit. Poți să ai, ce mare lucru, Doamne, iartă-ne, ce, numai noi pentecostale, o să fim în ceruri. No, bine, acum ce un pic de discotecă, acum un pic de distracție, acum ce așa mare lucru? Contează inima. Am un ce că te îmbraci, nu știu cum, zic nicolaiții. E ok, zice, nu? Hai, mă, să nu fim chiar așa. Hai, nu ține tu căile Domnului chiar așa înguste. Nu fii tu așa sfântoc. Zice Biblia așa, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Că este cum ca un de lemn care, turnat pe capul lui Aron, adică un de lemn e simbolul Duhului Sfânt, așa-i? Îți ia în primire mintea, așa-i? Duhul Sfânt îți ia neuronii tăi în primire. Curge pe barba lui Aron și fața ta strălucește când Duhul Sfânt e în mintea ta, așa-i? Curge pe barba lui Aron și apoi unde mai curge? Și pe veșminte, pe când Duhul Sfânt e peste tine și pe veșmintele tale se vede, mă! Și pe hainele tale se vede că tu ești israelită, nu ești moabită. Dar nicolaiții spun, lasă acum, zice. E ok, oricum, frate. Nașeți 200 de euro și tași din gură. Când ne-am cumitat, da, ceamă, nu fi așa. Și Biblia, fii atent că eu urăsc când vrei să împaci biserica cu lumea. Când văd că vrei să diluezi de dragul banilor, de dragul aplauzelor, de dragul succesului, de dragul să nu-ți ia cineva scaunul, de dragul mai știu eu ce. Urăsc învățătura asta. Fii atent că diavolul s-a infiltrat prin învățători greșiți, eretici, care spune, e voie și asta și cealaltă. E voie și una și cealaltă. Pocăiește, dacă nu, am să intru eu la judecată, nu Cezar. Și sabia mea e mai ascuțită ca lui Cezar. Frați și surori, eu cred că noi am uitat câteva principii. Ascultați ce zice Matei, capitolul 7. Matei, capitolul 7, cu versetul 13, spune Biblia așa. Intrați pe poarta cea, cum e poarta Domnului? Strâmtă. Largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Și acum ascultați. Dar strâmtă este poarta și apoi îngustă este calea. Noi ce am făcut? Noi am zis, e strâmtă poarta. Când ne-am pocăit, Domne, ne-am strâmtat. Domne, am dat tot la o parte ca să fim plăcuți Domnului și am zis, așa-i pocăința. Dar am uitat că nu numai
poarta e strântă. Biblia zice, nu uita că și calea, cum e? E îngustă, zice Biblia. Și nu-i de mirare că puțini sunt cei ce o află. Noi știți cum suntem? Am intrat pe poarta strântă și după care, step by step, ce am făcut? Am lărgit calea. Domnul zice, asta e învățătură nicolaită, care vrea să-L împace și pe Cezar și pe Hristos. Și tu, Pergam, care înseamnă căsătorit, dacă mai ai pe mine la braț și vrei să ai și sistemul lumii acesteia, e curvie spirituală. Eu sunt soțul tău, eu te-am răscumpărat, eu sunt un Dumnezeu gelos, nu accept concurență. Uită-te în viața ta. Ești nicolait sau pocăit? Ești nicolait sau pocăit? Cred că v-am mai spus aici, un băiat de-al liceu pentecostal, băia fain. Domn profesor, e pe casa ei prietenă nepocăită. El mă știe pe mine, numai știți așa să mă provoace, știți? Și zic, auzi mă, dacă eu îți răspund cu Biblia, o lași? Nu știu ce zice. Nu zic, ascultă, Iacov 4:4. Zice Biblia așa. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Deci nu poți să fii prieten și cu lumea, cu Cezarul, și să fii în worship, și să worship Jesus, și să vii la biserică, să zici, îl iubesc pe Domnul. N-ai cum. Cine vrea să fie prieten cu lumea, cu Cezar, se face vrășmaș? Zic eu, succes, băiete. Cel mai tare vrășmaș al tău nu-i diavolul, ci însuși Dumnezeu. Nu te înjuga la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între lumină și între întuneric? Zic, maică, ta știe, zic, că vorbești cu ea. Dar normal, zice, normal. Și ce-o zic? Da, e ok, zice. Zic, eu las-o pe maică ta în pace. Maică ta nu-i pocăită. N-o asculta. Maică ta e nicolaită. Zic, eu fata aia iubea și pe Sfânta Maria. O adoră. La ortodoxi, Maria nu-i venerată, e supravenerată. Nu-i cinstită, nu-i venerată, e supravenerată. Da, zice, lasă-o în pace, zic, că există un singur mijlocitor, Iisus Hristos. Iisus Hristos. Da, noi o cinstim pe Maria în sensul că a fost poarta de intrare a lui Dumnezeu în lumea asta, femeie curată la locul ei, ne dorim ca toate fetele să fie ca și Maria când se căsătoresc, amin, și avem respect pentru asta. Dar de acolo până când ea să mijlocească înaintea lui Dumnezeu, morții, sfinții, boca, oase, bucăți de fier, metale, bucăți de lemne, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Ștefan cel Mare, 17 prunci, 4 căsătorii, nu știu câte concubine, protectorul Moldovei, așa-i? Asta mâine îl face și pe Becali după ce moare. Că o da bani, că și Ștefan de asta îl face. N-are importanță, așa-i viața, n-are importanță, contează că așa e trendul. Zice Biblia, nu poate lumina cu întunericul să stea la oaltă. Nu poate. Este un singur mijlocitor, Iisus Hristos. După o lună de zile în care i-am spus, mă, las-o în pace, mă. Atunci măcar nu te mai du un cor să cânți, dacă ești nicolait. Măcar stai jos și nu mai fă pe Sfântul și tu duci biserica în închinare și tu calci porunca lui Dumnezeu în picioare. O să te mi, ce te mă toci atâta la cap? E viața mea personală. Serios, zic. Zic, ascultă, tu ar trebui să mă iubești pe mine cel mai mult, din toată școala și pe plan spiritual mai mult și decât pe părinții tăi. Pentru că eu vin și spun, ai cancer, mă, intră pe citostatice, tu ești deja pe aparate, ești bolnav. Eu spun adevărul cu mâi, eu văd în ce stare ai ajuns, pocăiește-te. Dar tu nu iubești pe un oncolog care spune starea cum e. Tu iubești pe aia care zice, e ok și așa, 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 și care te vrăjește și până la urmă merge în lume. În loc să spui, măi, în Biblie, mă, asta e. Tu ar trebui să mă prețuiești pe mine mai mult. Uitați-vă la ora actuală, de exemplu, să zicem, este un oncolog, un doctor de oncologie, foarte tare, cel mai bun, să spunem, din oraș. Dom'le, ăla spune exact care e nivelul. Așa e că la ăla oamenii vor să meargă la, și dacă e cel mai scump. Și dacă trebuie 2 luni să aștepte pentru analize, știe că omul ăla nu greșește, spune așa cum îi. Nu zice numai să te simți bine, nu spune că ai o cădere de calciu. Mă, la spune cum îi, mă. Și dacă te doare. Și toată lumea vrea să meargă acolo. De ce? E vorba de cancer.
Și oamenii ăștia sunt așa de prețuiți în lumea asta materială. Dar așa că pe plan spiritual, oamenii care spun adevărul nu sunt prețuiți? Doctorii de suflete care spune, mă, n-ai voie, mă. Nu poți să fii și cu Cezar și cu Hristos. Așa e că ăștia nu sunt prețuiți? Ăștia zice, să le tăiem capul. Ăștia nu ne trebuie care ne predică pocăința. Nu ne trebuie Antipa. Nu ne trebuie un Petru. Nu ne trebuie. Nu ne trebuie să ne simțim bine. Să avem fun. Să ne distrăm. Să zicem, e bună una și bună și cealaltă. Dacă ești aici și ca și băiat sau ca și fată, ai prietenă care nu-L cunoaște pe Domnul. Ai băiat sau fată care nu este născut din nou. Nu este alergic la păcat. În numele Domnului, rupe relația cu el. N-am auzit niciun amin. Amin? Sper că nu suntem nicolaiți aici. Rupe relația. Rupe. Biblia ți interzice. Nicolaiții, învățătura pe care Domnul urăște, zice, e ok, zice. Nu-i nicio problemă. Bine acum, lasă. Lasă. Poși cu lumea, poși cu Dumnezeu. Ascultați ce zice Biblia în Evrei, capitolul 12. Evrei 12 cu versetul 16. Spune Biblia așa. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc. Noi am făcut din păcatul curviei păcatul de moarte și e adevărat, e un păcat mare. Dar nu uitați că poți ajunge în iad și dacă nu ești curvar, dacă ești lumesc numai. Ați văzut vreodată diferența asta? O păzește curvie. Foarte bine, foarte bine că te păzești. Dar să știi că dacă ești lumesc și nu veghezi, ai Duhul lui Esau în tine, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Așa că spune în inima ta, Doamne, nu mă lăsa să fiu lumesc, Doamne. Nu mă lăsa să fiu nicolait. Nu mă lăsa, Doamne, de dragul aplauzelor, de dragul banilor, de dragul succesului, Doamne, să-mi vând mântuirea mea, Doamne. Nu mă lăsa să fiu lumesc. Mai bine să mor, Doamne. Nu vreau să iubesc ceea ce Tu urăști, Doamne. Vreau să urăsc, Doamne, ceea ce Tu urăști și să iubesc ceea ce Tu iubești. O să te coste ceva, normal. Și în biserică, dacă spui unele lucruri, cum am spus mai înainte, că v-am văzut cu unii, v-ați uitat la mine. Din biserică sunt care te urăsc. Dacă nu ești Nicolae și nu ești ca și ei. Ăștia au papagal grozav, învățând. Oh, știu de toate. Le mere mintea, știu să fac artificii pe text, le scoate din context, devine pretext și justifică păcatul. Dar zice Biblia, ai grijă. Când zilele din urmă vor veni, oamenii își vor da învățători după poftele lor, ca să le gâdile urechile, zice Biblia. În vremea aceea era o boală a porcilor, care dacă îi scărpănai în ureche, știi ce face un porc când îl scarpeni? Se întinde și ce face? Buf! Îți pică la picioare. Va veni vremea când vei putea avea mulțimi la picioare și bani și succes și aplauze și milioane de view-uri pe net și așa mai departe. Dacă le spui ce le place și le gâdile așa cum vor ei, ai tot. Mașină la scară, casă, tot. Dar și Biblia, dar tu fii treaz. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Eu m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Auzi? Am păzit-o. Dar pe mine mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care Domnul o va da tuturor, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi așteptat venirea Lui. Frați și surori, dacă se vor ridica în biserica asta nicolaiți, taxați-i. Frate Ghiță, taxează-i. Taxează-i. Pentru că Dumnezeu urăște asta și spune Biblia, că nu-i taxăm noi, zice Biblia, eu mă voi judeca cu sabia gurii mele cu ei. Putem să-i ajutăm să-i taxăm noi, să nu-i taxeze Domnul. Că dacă Domnul îi taxează, vă spun eu, doare. Doare. Nimeni să nu fie nici măcar lumesc. Am o soră, Alina. Noi suntem din familie de pocăiți, da? Sora mea Alina, la o anumită vârstă, nu mai vrut să urmeze, nu s-a botezat în apă, s-a căsătorit în lume, la ortodoxi. Și-a trebuit să văd ce fac, să mă duc la nunta ei sau să nu mă duc. Și am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, știu că un regulament a bisericii spune că poți să mergi la nuntă, alții spune că nu poți să mergi, alții într-un fel, alții în alt. Dar, Doamne, te rog, vorbește mie personal, Doamne. Pentru că nu vreau să supăr fața Ta. Vreau să-ți fiu ție plăcut. Vorbește-mi, te rog,
prin Sfânta Scriptură dacă să mă duc la nunta ei sau să nu mă duc la nunta ei. Și știi că atunci când îl cauți pe Domnul cu toată inima, știți că Dumnezeu răspunde? Știți asta? Am venit o dată de la școală acasă și am început să citesc. Pur și simplu citeam. Și în timp ce citeam, mi-a căzut privirea pe Efeseni, capitolul 5, versetul 10 și 11. Efeseni 5 cu 10 spune așa: cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Și acum, și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă, zice stare, osândiți-le. Că ce rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Versetul 11. Să nu iei deloc parte. Și am zis, Doamne, la nunta ei, e o lucrare a luminii sau a întunericului? La masă mă refer, da? Unde sunt manele, înjurături, îmbrăcămințile alea cu măs. Toate mize, toată lumea acolo. Îi Duhul tău acolo sau nu? E o lucrare a luminii sau a întunericului? Nu zice Biblia, judecă tu ce e acolo, ce e acolo? E atmosfera Domnului sau a dracului? Și mi-am dat seama, ușor, că acolo este o lucrare a întunericului și neroditoare. Și zice Biblia, să nu iei parte, zice stare, deloc. Deloc! Și m-am dus la sora mea și am zis, sora mea, uite, tu știi că eu te iubesc. Vin cu tine la primărie, vin cu tine la biserica ortodoxă, că tot înaintea Domnului te căsătorești, și acolo. Uite aici plicul cu cinstea, dar acolo, I'm so sorry. Acolo n-am ce să caut, pentru că Iisus nu vine acolo cu tine. Iisus nu merge acolo. Noi să știți cum am ajuns. Nu numai că mergem la nunțile alea, începem noi să le facem ca alea. Și justificăm că ce e așa mare lucru dacă se dansează, așa-i? Dacă îți dai o leacă drumul. Ce e așa? Bine acum tu ești mai... Fă ce vrei. Judecă tu cum vrei. Dar să știți că nimeni nu se ridică mai presus decât legea lui Dumnezeu. Nimeni nu se ridică. Mă gândesc la Domnul Iisus Hristos și vă rog să mă ascultați cu mare atenție. La un moment dat, farisei au spus, Domnul Iisus le-a spus, înainte ca Avram să fie, eu sunt. Și știi ce a spus farisei? Dar n-ai nici 50 de ani. V-ați gândit vreodată, eu săptămâna viitoare împlinesc 34, mulțumesc, înainte, bun, 19 noiembrie. În zi și lună cu Emil Constantinescu. Domnul să-l binecuvânteze și pe el. Eu n-am cioc. Bun. Așa că dacă ați vorbit cu mine și nu m-ați fi văzut niciodată și n-aș ști care e vârsta mea, așa că n-ați fi spus, mă, n-ai nici 50 de ani, că nu par aproape de 50 de ani. Par? Nu. Clar că nu. Ok. Dar înseamnă că Iisus Hristos la 33 de ani de zile, înseamnă că fața Lui era mai îmbătrânită. Nu arăta așa tânăr Iisus Hristos. Pentru că oamenii s-au uitat, nu știau vârsta și zice, mă, n-ai nici 50, ești pe aproape, dar n-ai nici 50. Înseamnă că fața lui Iisus Hristos era una mai schimonosită, cum spune Biblia. Dar de ce? Pentru că era un om obișnuit cu suferință. Om al durerii. Un lăstar care n-avea nimic să se atragă privirile. Obișnuit cu suferința. Dar de ce era fața lui Iisus mai schimonosită și n-avea nimic să ne atragă privirile? Nu că era urât, dar nu atragea, nu avea față de James Bond. De ce? Pentru că sfințenia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care era în el, viața lui fără păcat, în fiecare dimineață când se trezea și se uita la cât păcat, cât de mult oamenii îl supără pe Tatăl, și fața lui era plină de durere și arăta mai bătrân. El nu putea să fie ca ei. El purta o povară și când a spus, Tată, depărtează de la mine paharul, totuși nu cum vreau eu, ci voia ta să fie. Nu s-a referit, depărtează suferința fizică. Nu la asta s-a referit. Că sunt martiri care au murit și au suferit pentru Dumnezeu, cântând au întâmpinat suferința. N-a fost mai marele lor mai slab ca ucenicul. Și s-a referit paharul acela pe care niciun martir nu-l poate gusta.
toate păcatele trecute, prezente și viitoare. El care n-a gustat păcat, se va identifica cu ele și pentru prima dată în istoria relației cu Tatăl, relația lui cu Tatăl se va întrerupe. Și le-a zis, Doamne, nu vreau să gust ruperea relației între mine și Tine. Depărtează, Doamne, nu vreau să cunosc despărțirea de Tine, că păcatul ăsta te va face să-ți întorci fața de la mine. Și Iisus era un om obișnuit cu suferința și fața lui nu mai era ca celorlalți, pentru că în jurul lui era păcat. Și era un om obișnuit cu suferința. Frați și surori, eu nu zic să râdem tot timpul, dar frați și surori, așa e că ferice de cei ce plâng. Cred că noi pocăiți ar trebui să plângem mai mult. Când ne uităm la tot răul, tot păcatul care e în lume. Să nu spunem ceva normal. Poate să arătăm, poate și mai bătrân dacă e cazul. Să spunem, Doamne, Doamne Dumnezeule, pune noi, Doamne, durere, Doamne. Durere, Doamne, pentru ce te doare pe Tine, cum spuneam aseară. Fă să mă doară, fă să fiu alergic la păcat. Vreau să sufăr dacă e cazul, dar să nu fiu nicolait, ci vreau să fiu pocăit. Amin, frați și surori? Amin? Un proroc s-a ridicat în picioare într-o biserică și s-a uitat la un om de afaceri și a spus așa. Frate, zice, Domnul mi-a arătat cu paharul de alcool în mână. Domnul a zis, pocăiește-te. Omul de afaceri era un om de afaceri foarte bine văzut în biserică și pocăit, în adevăratul sens al cuvântului. Și el s-a ridicat în picioare și a zis, frate, eu nu beau alcool, îmi pare rău. Asta nu-i de la Domnul. Frate, zice, așa mi-a arătat Domnul. Zice, frate, eu nu beau alcool. Prorocul înțelept zice, ok, lasă-mă să stau înaintea Domnului să văd ce îmi zice Domnul. Să văd. După 2 săptămâni, prorocul s-a ridicat în fața bisericii și a zis, frate, Domnul mi-a arătat că ai un pah, că erai la o întrunire cu oamenii de afaceri. Și-a venit o domniță și-a dat la fiecare paharul de alcool. No, și tu, ca să nu se simți așa, ai luat și tu. Nu l-ai băut, l-ai avut în mână. Și te-ai uitat la de lângă tine și ai zis, auzi, partea mea ți-o dau ție. Și paharul ăla de alcool l-ai dat la colegul tău. Și am auzit un glas din cer care a spus așa, de când ai tu partea ta de alcool să o dai altora? De când ai tu partea ta de alcool? Pentru că partea mea, Doamne, o spun, este să păzesc cuvintele Tale. De când ai? Și omul ăla de afaceri a plecat capul în jos și a zis, așa-i frate, n-am băut. Dar am zis, partea mea ți-o dau ție. Frați și surori, uitați-vă la ora actuală. Uitați-vă cum băuturile alcoolice intră în casele sfinților. Deci Biblia, nu poți să fii plin de Duhul Sfânt și de alcool. Poți să fii. Deci Ioan Botezător nu va bea nici băutură alcoolică, nici vin, dar ți-a va umplea de Duhul Sfânt, așa-i? Așa că nu poți să fii plin de Duhul Sfânt și să fii și cu alcool. Poți să fii. Nu vă îmbătați de vin. Fii beat, fii plin de Duhul, așa-i? Nu poți să fii beat în Duhul dacă ei și... Nu, nici măcar spuneam asta, nu te uita cum curge roșu. Nicolae ți-i spune, lasă un frate, bine, lasă, deci, ia numai, lasă. Biblia vine și spune, nu. Nu știu care e provocarea ta, nu știu care e domeniul tău în care poate diavolul te ispitește, dar fii dur cu tine, fii dur cu tine, căci la sfârșit Domnul îți va da coroana neprihănirii. Vrei să ai mărturia lui Antipa? Vrei? Eu vreau să o am. Rezistă la presiunile exterioare. 2. Rezistă la presiune interioare. Ai grijă la învățături. Nu lua tot ce se spune. Fii ca cei din Berea. Du-te acasă și verifică cu cuvântul, așa-i? Doamne, binecuvântă Biserica Betania. Binecuvântă slujitorii Tăi. Binecuvântă pe fratele Ghiță în continuare, Doamne. Sfințește-ți poporul. Și 3. Și ultimul lucru. Dacă vrei să ai mărturia lui Antipa, rezistă la presiunile exterioare, la cele interioare. Și 3. Rezistă până la capăt. Celui ce va birui, auzi? Numai dacă biruiești. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. În mijlocul încercării, a persecuțiilor, a prigoanei din partea celor care spun că sunt al lui Hristos. Îți voi da pâinea vieții, îți voi da pe Hristos, îți voi da energie ascunsă. Nu vei fi singur. Îți voi da mana ascunsă. Și îți voi da și o piatră albă, auzi? Ce-i piatra aia? Și pe piatra asta este un nume nou, e un cod acolo, pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Ce înseamnă că îți voi da o piatră albă? Comentatorii Bibliei spun că piatra aceea albă, în vremea aceea, dacă trebuia să primești o invitație, să mergi la un ospăț, la un banchet, în vremea aceea mergea la o nuntă, nu existau invitații așa cum avem noi, nu exista celuloză atunci. Și îți dădea o piatră albă și scria acolo ceva ca și un cod.
Și când mergeai la banchetul ăla, trebuia să arăți semnul că ai piatra albă, că ai primit invitația. Și spune Biblia așa, celui ce va birui, celui ce va rămâne atar la tot ce înseamnă din interior, din exterior, la omul acela, spune Biblia, îi voi da o piatră albă, adică îi voi da o intrare slobodă. Unde? La nunta mielului. Lăudați să fie Domnul. Vrei să ai intrare la nunta mielului? Vrei să-ți dea Domnul o piatră albă, un cod cu care faci ca și cu tarheta, cum ziceți voi, cu cartela, tic, și să intri? Vrei ca Domnul să-ți dea celui ce va birui numai? Și Biserica Betania să asculte ce zice nu Gabi bisericii. Cine a vorbit astăzi? Duhul, așa-i? A vorbit Duhul Sfânt? Duhul a vorbit bisericii. Și cine are urechi, ce să facă? Să audă. Că căile Domnului sunt drepte, spune Daniel. Osea. Căile Domnului sunt drepte. Și cei ce umblă, și cei drepți umblă pe ele, așa-i? Dar cei răzvrătiți ce fac? Cad pe ele. Întărește-ți, Doamne, slujitorii. Întărește-ți biserica. Și vrem să fim biruitori, Doamne. Vrem, Doamne, să avem piatra albă. Vrem eu și familia mea să intrăm toți. Doamne, mi-ai dat 4 snopi, cu toți vreau să mă prezint în fața Ta. Copiii mei să fiu ucenicii Tăi de mici, Doamne. Soția mea, biserica în care sunt, întărește-o Tu. Hai să vă mai spun ceva și ne apropiem și ne rugăm. Vreți să ne rugăm după asta? Știți că există ceva foarte interesant în lumea păsărilor. Știți că păsările, când simte că vine frigul, că vine iarma, au un instinct în ele. Și pleacă unde? În țările calde. Când vine vremea rece, nu mai aveți rândunicile. Pleacă! Pleacă! De ce? Vine frigul. Ele simt că trebuie să plece. Să știți că și noi, biserica, trebuie să fim ca și ele. Când veți vedea lucrurile acestea întâmplându-se, războaie, cutremure, vești de războaie, ISIS, legi păcătoase, să știți că mirele este aproape, este chiar la uși. Simțim că Domnul ce face? Vrea să-și pregătească biserica. Și ca porumbei spre porumbar, zbura vom împreună. Ce minunat ne-om înălța când trâmbița răsună. Ca porumbei spre porumbar, zbura vom împreună. Vine Domnul, frați și surori. În tot ce se vede astăzi, în toate presiunile care sunt asupra aleșilor lui Dumnezeu, toate spun un singur lucru. Ne apropiem de țările calde. Și vreau să mă apropiu. Și când mă voi prezenta înaintea împăratului meu pe care l-am iubit și l-am slujit, căruia m-am rugat, să poată să spună Dumnezeu, bine, rob bun și credincios. Ai fost martorul meu credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Și vreau ca lucrul ăsta Dumnezeu să poată spune pentru fiecare dintre noi, pentru copiii noștri, pentru viața noastră, pentru bisericile noastre. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să luăm câteva momente de cercetare. Întreabă-te dacă ar fi ca Dumnezeu să-ți ia viața astăzi, săptămâna asta, ar putea să spună despre tine ceea ce a spus despre Antipa? Să spună, este martorul meu credincios? Să spună, Gabi, Ghiță, Ana Mateuț, Feli, cu tare, este martorul meu credincios? Poate Dumnezeu să se laude cu noi în fața iadului, să spună, l-ai văzut pe robul meu? L-ai văzut în familie, l-ai văzut acasă, l-ai văzut azi noapte cum s-o trezit să roage, cum mă caută, l-ai văzut. Ești cunoscut în iad sau iadul face horă când te vede cum trăiești? Deci uite, încă un sfânt am dat cu el jos. Face iadul horă sau tremură iadul? Pe Pavel îl știu, a spus diavolul. Pe Iisus îl știu. Poți să spună, pe Gabi îl știu, pe tine te știe, ești cunoscut în iad? Sau se distrează, zice, l-am compromis și pe ăsta. Rugăciunea asta vine înaintea Domnului și se spune, Doamne, curățește-mă de sân murdar. De-am învățătură nicolaită, balamită, de-am iubit mai mult bani, de-am iubit succesul, de-am iubit compromisul, de-am zis că nu-i mai păcat nici asta, nici cealaltă, dar nici asta și toate le-am făcut talmeș-balmeș. Doamne Dumnezeule, ajută-mă să croiesc cărări drepte cu picioarele mele, Doamne. Ajută-mă să țin dreptarul învățăturilor sănătoase, Doamne. Ajută-mă să împar cuvântul adevărului drept, Doamne. Lasă sângele Tău să ne curețe. Seara asta, în această dimineață, Dumnezeu n-a venit să ne judece, ci Dumnezeu cu dragostea Lui și cu adevărul Lui vrea să ne facă liberi. Dumnezeu te iubește, de-aia îți vorbește. Dacă nu te-ar iubi, nu ți-ar vorbi Dumnezeu. Dumnezeu vrea să cobori la crucea de la Golgota, să spui, Doamne, iartă-mă. Dacă ești nemântuit aici și nu ți-ai dat viața lui Iisus și n-ai încheiat cu El un
un legământ în apa botezului. Spune în această rugăciune: Doamne, intră în viața mea. Doamne, vreau să fiu sfânt, Doamne. Înțeleg că ești un Dumnezeu gelos, Doamne. Și vreau, Doamne Dumnezeule, să trăiesc cum vrei Tu. Dă-mi mana ascunsă, dă-mi puterea, vitamina necesară, să pot să trăiesc cum vrei Tu, Doamne. Dă-mi Duhul Tău cel sfânt, Doamne. Și ajută-mă, Doamne, să am o mărturie extraordinară. Doamne, întărește biserica aceasta, Doamne. Să rezist la presiuni exterioare, la interioare, că vor veni lupi răpitori stricurați în mijlocul vostru, zice Biblia. Să atragă pe ucenici la lucruri stricăcioase, dar Tu fii trează în toate lucrurile. Doamne, ai milă de noi, de familiile noastre. Hai să ne rugăm cu toți înaintea Domnului. Să ne facă Dumnezeu biruitori, să avem parte la pomul vieții în ceruri. Lăuda să fie Domnul. Ne rugăm cu toții, Domnul. Haleluia, slavă Ție, Doamne. Haleluia. Ridică, Doamne, o generație de oameni sfinți. Fă-ne mai mult decât biritor prin Iisus Hristos, Doamne. Vrem să iubim ce iubești Tu, Doamne, și să urâm ceea ce urăști Tu, Doamne. Ne dăm viața cu totul Ție, Doamne. Vrem să fim pocăiți, nu nicolaiți, Doamne. Binecuvântă Biserica Betania cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Doamne, protejează-ți biserica asta, Doamne. Întărește slujitorii Tăi, Doamne. Ai milă, Doamne, ai milă de băieți și fete, bărbați și femei, Doamne. Vrem să fim biruitori, Doamne, și îți mulțumesc că suntem datorită Lui Hristos, datorită sângelui Tău cel Sfânt. Curățește orice păcat, Doamne. Spală Tu, Doamne. Naște din nou, Doamne. Dragostea Ta să fie revărsată în noi prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Mântuiește pe cei nemântuiți, Doamne. Întoarce-i cu fața înspre Tine, Doamne. Fă să fie ziua deciziei lor, Doamne, astăzi. Să spună: vreau să fiu ca Iisus. Vreau să fiu ca Iisus. Slăvit să fie numele Tău. Aleluia. Slavă Ție, Doamne. Glorie numele Tău cel Sfânt. Hallelujah. Hallelujah, Doamne. Hallelujah, Doamne. Glorie numele Tău cel Sfânt, Doamne. Hallelujah. Ridică Tu, Doamne. Ridică-ți Biserica Betania ca un glas în pustie, Doamne. Fă ca pașii noștri să vorbească, că noi călcăm pe urmele pașilor Tăi, Doamne Dumnezeule. O, îți mulțumesc, Doamne. Te laud, Doamne. Ridică, Doamne. Spală Tu, Doamne. Mângâie Tu, Doamne. Îți mulțumesc că ridici suflete căzute, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, ridică Tu, Doamne. Mărturisim că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Mulțumesc pentru jertfa Lui care a mijlocit pentru noi. Mulțumesc că nu este Mahomet, nu este Confuciu, nu este Buddha, ci este numai Iisus Hristos. Fie numele Lui Iisus lăudat în noi, peste noi, în viețile noastre, Doamne. Mulțumesc pentru Biblie, care putere și în secolul 21, Doamne. Mulțumesc că există putere în cuvântul Tău cel Sfânt. E o sabie ascuțită cu două tăișuri, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Mulțumesc că iubești oamenii Tăi. Îți mulțumesc că vindeci, ierți, întorci, curățești, Doamne Dumnezeu. Toată slava să-ți fie a Ta. Hai să rămânem cu capetele plecate. Este cineva în această dimineață care nu și-a dat viața lui Iisus până acum și vrea să spună: Doamne, de azi încolo Ție mă predau. Fă-mă mireasa Ta. Fă-mă și pe mine parte din poporul Tău. Îl vreau pe Iisus, care nu și-a iubit viața până la moarte, și vreau să nu mă mai iubesc pe mine. Vreau să iubesc numele Tău. Cu riscul că voi fi considerat fanatic, ca și Antipa acesta, dar vreau de azi încolo să-mi dau viața în mâna lui Iisus. Este cineva în această dimineață? Dacă este cineva, vreau să ridici mâna spre Dumnezeu ca mărturie că spui astăzi: Doamne, Ție mă predau, Doamne. Dumnezeu să Te binecuvânteze acolo în spate. Dacă mi-este altcineva, Dumnezeu să Te binecuvânteze. Dumnezeu să Te binecuvânteze. Dumnezeu să Te binecuvânteze. Dacă mi-este altcineva care vrea să: Doamne, și eu vreau de azi încolo să fiu parte din poporul Tău. Îmi dau viața mea cu totul Ție, Doamne. Îl vreau pe Iisus acesta, care a plătit un preț. Și înțeleg că a fi ucenicul Lui înseamnă să plătești și un preț. Îl vreau pe Iisus Hristos. Dacă mai este altcineva, lăudați să fie Domnul. Haideți în față, care ați ridicat. Haideți în față. Haideți în față. Dacă mai este altcineva care vrea să spună: Doamne, de azi încolo, Doamne, vreau să mă pocăiesc.
dau viața mea în mâna ta, curățește-mă și fă-mi un cazier alb prin sângele tău, prin sângele crucii de la Golgota. Îți mulțumesc că tu nu mă judeci, ci tu iubești. Ai văzut că am o inimă nicolaită, dar vreau să mă pocăiesc astăzi. Vreau să mă pocăiesc. Mulțumesc că nu mă judeci. Am auzit cu urechile mele că Duhul Sfânt mi-a vorbit. Nu băiatul ăsta, eu nu cunosc. Eu nu vă cunosc. Dar Dumnezeu știe și vă iubește și vă vrea cu gelozie. Ne vor ruga cu toată biserica. Și dacă mai este altcineva astăzi care n-au încheiat cu Domnul legământ și care vor să spună vreau să fiu și eu parte din mireasa lui Iisus. Vreau să mă pocăiesc. Vreau să-mi dau viața cu totul în mâna Lui. Și vreau să fac botezul. Și vreau să fiu al Lui pentru totdeauna. Să urle Satana turbat. Eu n-am grijă Lui. Știu că sunt răscumpărat și sunt în brațul Lui. În timp ce ne vor ruga cu toată biserica, poți să vii și tu în față. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Este o zi a victoriei și a biruinței. Și sângele Domnului este peste noi. Și ne face să-L biruim pe cel rău. La El acasă, aici în Saragoza, îl putem birui prin sângele Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Ne rugăm cu toți înaintea Domnului.